chiar nu știu ce s-a întâmplat, care mașina super lovită. De-aia întreabă pe Jaime dacă sună la poliție sau nu. Bă, sunați la poliție sau ceva? Nu mergem cu aia după el în pula mea. Ce? Se intră rău de tot. Că a fugit de undeva. Poate a făcut un accident și a fugit de la locul accidentului. Merge haotic, da, în primul rând că merge haotic și n-are stopuri, n-are faruri și avea și bara spartă. Și au fost... Am să rigardu! Nu uita în față, nu uita în față! Pe stradă. Acum ne depășesc, în momentul ăsta ne depășesc. Și opresc în fața noastră, autopoare. Închide geamul. Întoarce repede. Autopoare vin după noi cu săbii, vin după noi. Vin cu săbii, da. Spuneți? Da. Da, vin cu săbii după noi. Da. Nu, în momentul ăsta nu, dar au săbii cu ei. Cu poliția, vă rog. Bună seara, suntem urmăriți cu săbii și cu săbii și cu topoare. Au oprit în fața noastră cu topoare și cu săbii și încet. Acum 20 lemne, prăpastie și ceapă. A venit războiul pula mea la sapă. Bun, nu vreau să vorbim despre like-uri, subscriber, abonați, absolut nimic. Doar să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară. După cum bine știți, am venit la Craiova la Highman, unde urma să filmăm cu prietenul lui Oija. Într-o zonă, într-un câmp. Am plecat două mașini, frate. La mine în mașină erau doi băieți, un copil de 14 ani. Am plecat, am mers pe drum, ne-am oprit la o benzinărie, ne-am luat apă, toate cele bune, distracție, GoPro-urile pe cap. Bineînțeles că eram amuzat, ne distram și ne simțeam absolut bine că făceam cantering în mașină. Pe drum, la un moment dat, Highman fiind în față, din dreapta a venit unul cu o mașină, nu știu ce marca avea exact, BMW, Audi. Era cât pe ce să intre în el. Moment în care ne-am speriat, vă dați seama că venea cu viteză, ăsta venind după drum prioritar, Highman a oprit și ăla a venit să intre în el. Cu mașina super, super lovită, mergea super dubios, stânga-dreapta și am zis, mă frate, nu putem să lăsăm așa să pur și simplu să plece, trebuie să sunăm la poliție, poate cine știe pe drum, dă peste cineva pe drum, intră în vreo casă, face ceva probleme, am zis, hai să ajutăm, că totuși suntem într-o societate în care trebuie să ne ajutăm, nu? Prin urmare am sunat prietenul meu, am sunat la 112, a început să vorbească, să dea detalii, etc. Moment în care au venit după noi două mașini. Au început să ne urmească, noi bineînțeles am plecat de acolo, am luat-o pe un drum din ăsta de țară, Haimen a luat-o în dreapta, eu am plecat în stânga. Mi-am dat seama că dacă merg prin stânga pe acolo, riscăm să dăm de ei, pentru că era satul lor pe acolo. Asta era problema. Bineînțeles, Caterin, că pe live făceam live pe Instagram, râdeam, am povestit despre ce s-a întâmplat. Am crezut că totuși e o glumă, că nu sunt oameni destul de imbecili și nu trăim în secolul 4, ești nebun să vină aia cu topoare, cu lemne, cu aghiuri, cu toate alea. Am plecat pe drum, bineînțeles. Când am luat-o să mergem spre Craiova, la un moment dat erau două mașini parcate, frate. Efectiv am trecut pe lângă ele, pe lângă alea două mașini. Și prietenul meu a spus, ăștia sunt ăștia. Și au început să vină după noi, fraților. Am avut noroc că s-au urcat într-o singură mașină. Vă dați seama că v-ați uitat și pe live, am băgat viteză rău de tot, nu știu cât am mers, 150, 160, am sărit pistoanele la mașina asta, n-am sărit pistoanele pe tobă. Am mers în ultimul hal, vă dați seama, era frică, aveam un copil de 14 ani. În momentul în care erau în spatele meu, încercau să mă depășească efectiv, nu i-am lăsat, mă băgam, zici că m-am jucat Need for Speed Underground 2. Nu vine să cred în ce lume trăiesc. M-am băgat, le-am tăiat fața, le tăiam fața mea și a zis prietenul, lasă-i să te depășească, crezând că poate trec pe lângă noi și pleacă. Și aveți filmarea la început, pur și simplu au oprit pur și simplu în fața mea și au ieșit cu topoarele și cu săbile. Când am văzut, nu știu ce am făcut, cine m-a ajutat, cred că Dumnezeu, nu știu ce s-a întâmplat, nu sunt marele șofer, cum am făcut manevra acolo din prima și am reușit să fug pentru că a aruncat cu toporul, este urmă în spate la mașină unde e urma de la topor, a dat cu toporul după noi. În momentul în care vă dați seama că acolo era pe viață și pe moarte, dacă a dat cu toporul după mine, era
doar nu vrea să mă îmbrățișeze. Și am luat-o la fugă. I-am spus, ăsta sună din nou la poliție, sună la poliție, n-a super agitat. Ăla de 14 ani era căcat pe el în spate. Tovarășii meu de dreapta, îți dai seama, eram super, super speriați. Acum nu sunt eu zeul Olimpului să nu-mi fie frică sau ceva. Vă dați seama că eram super căcat pe mine de frică. Am luat-o la fugă, îți dai seama, am mers cu mașina aia, nu mai puteam, am dat de... Nu știu cum, de n-am făcut accident, că am mers cu viteză foarte, foarte mare. Am sunat la poliție, deci n-am fost în stare pe 50 de kilometri, fraților, timp de, pe 50 de kilometri să vină un echipaj să ne ajute. Vă dați seama dacă ea ne luau din urmă, frate, și ne prindeau? Muream acolo, deci n-am fost în stare pe 50 de kilometri să ne ajute până la Caraca, nu? Da. Până la Caraca n-am fost în stare. Până la Caraca n-am fost în stare, frate. Și la Caraca, când au venit, m-am dat jos din mașină. Vă dați seama, după toată nebunia asta, frate, să vezi topoare, săbi, să vezi toate nebunile astea. Te sperii, frate, normal, ești tomul. Ne-am dat jos din mașină și am început să explic la poliție, uite, este un copil de 14 ani, păi el îl interesa mai mult de ce este copilul de 14 ani în mașină. Explica copilul de 14 ani că a trebuit să mergem la niște filmări, că era cu vărul lui. Nu, păi el l-a interesat mai mult pe polițist, agent șef principal. L-a interesat mai mult, fraților, deci eu vorbeam, vă dați seama că eram speriat și spuneam, domnule, cu tare, eram super agitat. Uitați, au venit după noi cu topoare, cu nu știu ce. Care credeți că a fost reacția lui? Alo, băi, alo! Era lovit și zic să sun la poliție că dă peste cineva. Mă scuzați. Dacă după atâta timp în pula mea de mers cu mașina să strigi după mine, alo, alo. Poliție. Deci am prieteni în poliție, am cunoscut în poliție oameni cu caracter, oameni de nota 1000, frate. Dar să te porți așa cu mine, când, cu noi, frate, când eram super căcați pe noi de frică, eram traumatizați, vă dați seama, să vii, alo, 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 ușor, alo, ușor. Și ce făceați, unde vă duceați, ce filmați? I-am explicat că suntem youtuberi, că avem un număr de abonați, că se uită lumea la noi, că o să facem ceva cu o tablă, cu o Ouija, cu cutare. Care credeți, deci, la ce credeți că s-a rezumat totul, fraților? Deci vă jur, la ce credeți că s-a rezumat totul? Au început să mă întrebe câți bani fac eu pe YouTube. De unde se face bani din YouTube? Deci efectiv nu ne-a întrebat, mă, dacă suntem bine, dacă suntem ok, bă, sunteți în regulă, suntem noi cu voi aici, frate, ar trebui să simțim un fel de căldură, că a venit poliția să fim ajutați, să ne simțim ajutați, să zică, băi, frate, suntem aici cu voi, vă ajutăm, stați liniștiți, nu știu ce, nu, frate, a contat cel mai mult câți bani fac eu din YouTube, cum face YouTube-ul bani, câți bani dau eu la YouTube, impozite, taxe, nu știu ce. Era un polițist, celălalt polițist, ce credeți că poate să spună? Dacă vă prindeau aia, vă rupeau cu bătaia. Cum poți să-mi spui asta ca polițist, frate? În ce lume trăim, băi, frate, bă? În ce lume putem să trăim? În ce lume putem să trăim? Nu vreau să editez clipul ăsta, să-i fac absolut nimic, vreau să spun tot ce am de spus pe el și atât, fără absolut niciun fel de rușine, de îndoială, frate, totuși. Nu au ce căuta fel, așa oameni, mă, frate, bă, vă închipuiți? După care am mers cu noi, deci vă jur, am mers cu noi, cred că 2 minute am mers cu noi până la un rând și face aici, face stânga și efectiv întoarceți înapoi în Craiova. Vă dați seama că ea puteau să vină după noi? Ea efectiv puteau să vină după noi. Pentru ce? Că am vrut să sunăm la poliție, să ajutăm, gândindu-ne că ăla poate e beat, avea mașina super lovită, îi cădea bara, îi cădea. Se vedea că accidentul ăla e super recent pentru că atârnau toate alea pe sub mașină și hârâiau cimentul, strada. Și automat am sunat, zic, mă, frate, hai să ajutăm. Hai să ajutăm, că trăim într-o societate în care trebuie să ne ajutăm reciproc. Că poate ăla se duce și dă cu mașina peste cineva. Poate dă peste un biciclist, poate intră, Doamne ferește, peste cineva în curte sau nu știu. Pur și simplu am sunat. Hai să ne facem datoria de cetățeni, că de asta există poliția, de asta există unul, doi. Să sunăm, să-și facă datoria, frate, să ne ajutăm toți ca societate, să fim o societate clădită, unită, să fie totul bine. Dar n-a fost așa. Nu vreți să știți, frate, nu vreți să știți prin ce am trecut timp de 50 de kilometri, cum am condus. Am condus cu 150, cu 160, cu 170 de filmări, avem toate alea aici, nebun, nu vine să cred. Dă-te în pula mea cu aici, în ce țară trăiesc. Băga mea și pula rasa aici de țară. Țineți-vă mobil. Nu putem să venim cu aici în Craiova. Frică, am distrus mașina, frâne, tot. Vă dați seama, frate, mi-a fost frică și recunosc și tuturor din mașină ne-a fost frică. Am sunat de la 112 de, nu știu cât, 20 de ore de... Vă rog frumos să veniți să ne salvați! Repede cu poliția, vă rog. Bună seara, suntem urmăriți cu săbii și cu... Am trecut pe lângă nu știu câte secții de poliție, deci erau mașini de poliție oprite la fiecare sat, dar erau porțile închise, erau toate. Vă dați seama că nu puteam să opresc efectiv, să stau să strig la poartă, poliția, poliția, că veneau aia și ne...
ne omorau. Eu nu înțeleg ce am făcut greșit. Demeritam să stea. Fraților, mă credeți pe cuvânt. Deci mă credeți pe cuvânt. Erau ieșiți pe geam. Deci erau ieșiți pe geam și bătea cu toporul, frate, cu mâna ieșită pe geam, bătea cu toporul în portier. Exact ca în filmele. Ce am făcut greșit? Eu consider că n-am făcut absolut nimic greșit, frate. N-am supărat pe nimeni cu nimic. Ăla era beat bun. Trebuia să-l ia, frate, să ia carnetul, să nu știu ce se întâmple. De-aia am sunat la 112. Pe premiza putea să ne continuăm drumul, să mergem să filmăm. Acum nu mai filmăm, frate, nu mai filmăm nicio Ouija. Nu mai avem chef să filmăm Ouija. După tot ce s-a întâmplat, chiar nu mai avem. Trăim într-o societate meschină, de retardați, de nebuni. Faceți fraților ceva, că nu putem să trăim în lumea asta. Nu putem să vin de la Giurgiu în Craiova. Am vrut să văd și eu Craiova, să văd cum e prima dată când am venit în Craiova. Am venit pentru haime, să văd și eu Craiova. Să mă întâlnesc și eu cu oamenii ăștia care se uită la mine, să facem niște poze, să fie totul frumos. Acum ce să fac? Să plec la Giurgiu cu frică că am venit în Craiova, că sunt talibani? Că sunt talibani cu săbii, cu satâr, cu toate nebunile? E mașina lovită în spate, nu mai stau să vă arăt, nu vreau să o iau de pădinalea, că ia uite, am mașina lovită, că am nu știu ce. Nici măcar n-am fost la poliție să depunem plângere. N-am cum să depun plângere, mă frate, cum să mai mă duc eu să depun plângere? Ce încredere mai am în poliția de acolo? Să mă duc să depun plângere atâta timp cât fraților ne-am lăsat 50 de kilometri. Bă, 50 de kilometri! La un moment dat avem impresia că rămân fără benzină și că mă duc și trag mașina undeva în câmp, în grâu, și o las acolo și o luăm la fugă, frate, că efectiv n-avea ce să facem. Pe timp de 50 de kilometri, pe 50 de kilometri nu au venit unul, frate, să ne ajute. O mașină de poliție. Bă, frate, lăsam mașina de poliție acolo, lăsam mașina asta acolo, lucram mașina de poliție, efectiv nu la sâncții și ne protejau cumva. Eu efectiv nu m-am simțit protejat cu absolut nimic. Aveam un copil de paie. Băi, fraților, dacă întorceam în stânga de volan atunci, nu știu cum am scăpat. Deci nu știu cum am scăpat. Eu nu sunt marele șofer, n-am fost niciodată marele șofer, m-am lăudat cu absolut nimic. Dar nu știu cum am scăpat de acolo. Nu se poate așa ceva, în ce lume putem să trăim? O să vedeți și la Hyman pe clip, că el o să vă pune clipuri implicit, eu vă spun povestea. Și tot ce s-a întâmplat. Dă-l în pula mea de clip.